Bună, bună, dragii mei! Eu sunt Dorel și astăzi continuăm seria noastră din Building Simulator. Dragii mei, suntem aproape de finalizarea zidăriei, mai avem de pus un rând, două de cărămidă și boiandrucii aferenți, după cum puteți vedea. Avem foarte multe ferestre, parcă în proiect nu am văzut atât de multe ferestre, dar una peste alta o să finalizăm proiectul așa cum am văzut în imaginile de data trecută. Bun, am mai cumpărat niște cărămizi, să știți că nu ne-au ajuns 1000 de bucăți, a trebuit să mai cumpărăm încă 300 și s-ar putea să nu ajungă nici acelea 300. Am venit să mai facem niște mortar, am luat niște apă, așa că ne pregătim mortarul pentru ultima șarjă de stai așa un pic să dau drumul la betoneră. Pentru ultima șarjă de zidărie. Sper eu să finalizez cu betonera asta, să nu fie nevoie să mai fac încă una. Dacă e, vedem după aceea ce și cum. Oricum, astăzi am în plan să termin cu toată treaba asta ce ține de zidărie. Ok. Mai răsturnăm ceva. Ok, trebuie să mutăm un pic astea în partea cealaltă. Aici e finalizat. Hai să mutăm în partea asta. N-am făcut scară, normal scara pe exterior se... scara. Hai, ce tâmpenii spun, bă, schela, mă. Schela. Normal trebuia să o fac pe exterior. Am zis să o mai lăsăm un pic, ajungem de pe acest... Bă, parcă am pus prea aproape acolo. Hai să punem ăsta aici. Am zis că ajungem de pe platforma asta. N-are rost să punem schela acum să ne complicăm. Hai să vedem. Dacă e mai mutăm pe parcurs, nu e problema. Bun. Să luăm mortarul și să urcăm la etaj. A, n-am cumpărat boiandrucii. O, super. N-am cumpărat boiandrucii. Cumpărăm imediat. Hai să punem rândul ăsta de cărămidă aici. Ok, hai să cumpărăm boiandrucii. Stai un pic, câți ne trebuie? Stai așa să numărăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Stai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boiandruci trebuie să mai comandăm. Gata, boșilor, acolo nu ne apar pentru că nu am terminat cu zidăria, nu ne-am apropiat. Bun, să luăm boiandrucii, 1, 2, mai avem încă doi acolo, o să-i punem în partea cealaltă când o să ajungem, cu zidăria acolo. Bun, să ne continuăm treaba.
hai să ne mutăm. Aproape că n-ajungeam. Nu ajung. Mă dau jos. N-ajung. Ce să fac dacă n-ajung? Sunt mic. Ok, hai să ne urcăm și aici. Punem, domnule, niște mortar aici, păi da. Nu o să ne ajungă, cred că trebuie să mai facem o betonieră. Aia e, nu-i problemă. Bun. Mai avem aici, în partea asta, pe colțul ăsta. După aia mutăm să vedem cum reușim să finalizăm și pe partea cealaltă. Ok. Era să cad jos, ați văzut? Ok, hai să mutăm toată treaba asta. Mai greu cu poziționată, mai greu, mai greu. A, ce am făcut? Am făcut ceva. Am făcut ceva. Stați așa. Gata. Mai facem și gogomânii, ce să facem? Gata, boșilor. Hai să luăm mistria. Și să ne punem pe treabă. Huh?
Da, ăștia-s boiandruci, serioși, vedeți ce groșes. Nu ca la noi, păcătoși. Ha? N-ajung, bă, ești nebun. Ok, mai avem pe colțul ăla acolo și e finalizată toată partea asta. Mai avem un lateral asta după aceea. Bă, cred că ne încadrăm. Cred, nu știu. Hai să vedem ce spune. Nu știu exact cât mai avem. Dacă mai avem o roabă, tot trebuie să mai facem, sigur. Nu cred că ne încadrăm. Ok, hai să mutăm în partea cealaltă. Hai bă, că a ieșit ceva frumos din mâna noastră. Până aici ne-am descurcat, onorabil. Ok. Bun. Scoatem mistria din dotare. Și hai să vedem. Aici trebuie să mai punem doi boiandruci. Oh, nu mai am cărămidă, ești nebun? Hai să vedem. Să mai dăm comandă. Câte oare să mai dăm comandă? Mai dăm comandă de vreo 50? Nu cred că am nevoie de 50. 2, 4, nu știu. Hai să luăm vreo 30 de bucăți.
Cam greluț aici, la urmă. Mă cam strânge cu ușa. Patru cărămizi mi-au mai rămas. Am să le vând. Nu e bai. Dar oricum, a ieșit treaba. A ieșit trebușoara. Nu mă așteptam să ne mișcăm atât de repede. Bine, voi nu ați prins tot procedeul, dar ați văzut și începutul și sfârșitul. Bun, să luăm roaba de aici, să aruncăm materialul acesta, ca să nu ne trezim că se întărește în roabă. Ce ai făcut, boss? Răstoară-l, boss. Așa. Să-l aducem aici. Bun. Mai am în ăsta? Nu mai am. Dar totuși să dau drumul. Să pun niște găleți cu apă. Să se clătească, știi ce zic? Să nu dracu se întărească, nu? Ia să mai vedem noi acum care e situațiunea aici. După cum putem observa, da, geamurile erau și înainte aici, doar că nu le-am văzut noi. Sunt câteva geamuri. E, asta e, nu-i problemă. Bani avem. Bun, hai să vedem ce facem în momentul ăsta. Spune building structure. Adică, cum adică building structure? Ia să vedem. Ar trebui să luăm. Ce să luăm? Oare ne trebuie iarăși? Nu cred. Ne trebuie iarăși. Astea spavele, scări nu avem nevoie. Ziceam dacă ne trebuie iar fier, dar nu știu. Ce punem aici, oare? Ce ar trebui să punem aici? Oh, și asta mi se pare cam mică, nu? E sau nu e? Nu știu, așa am senzația. Ce ar trebui să punem noi aici? Îmi spuneți voi mie? Building structure. Cum adică building structure? Ia să punem noi o schelă afară, sau să punem tot schelă ca să ne putem urca sus. Ia, hai, asta o să facem. Fac, una bucată schelă. Punem și din coace. Încă una, încă una. N-avem cum altfel să lucrăm. Așa că punem partea asta. Ui, oleacă, ia să vedem. Putem să ne urcăm sus? Cum ne urcăm sus? Boys. Băi, ești nebun? Aha, gata, am văzut. Ok. Ok. Am văzut cum ne urcăm și sus. Bă, dar eu nu știu cum facem structura asta. Pe bune, dacă știu. O să vedem. Hai să terminăm de pus schela toată. Că e un pic. Adică sper să mă lase să o pun peste tot, frumos, elegant.
Aici nu mă lasă. Aici nu ne lasă să punem schela. Păi de ce nu mă lași să pun schela aici? Păi și eu ce fac, boss? A, fii atent că nu mă lasă în partea aia să pun schela. E cu șmecherie, oare? Stai, mă. Hai, mă. Stai așa să mă dau un pic mai... Așa, mă, băiatule. Fac zang. Aici nu mai trebuie. Dar de ce nu mă lasă în partea aia? Aia e problema mea. Că e ăsta aici. Și ce? Punem, lasă-mă să pun din coace. Ce? Aici ce are dacă mă lași? Dar nu mă lasă. Aia e buba. În fine. În fine. Chiar și așa. E bun. E bine. Trebuie să dau roaba asta un pic de acileșa. Că oricum nu am ce să fac cu ea acum. Da, mă, frate. Super tare. Dar chiar e faină schela. Și dacă ai cu etaj, poți să pui și mai sus? Ia stai așa, stai să vedem. Da, mă. Ia uite, mă, că poți să pui și sus, mă. Bă, dă-te de aici, mă, că nu te cred, mă. Ia, mă. Ia să vedem. Hop. You can't clip a... Păi de ce? De ce nu mă lași, mă, să urc sus? Ce bolangic, probabil din cauza că scara e îndreptată în partea aia, în extrema cealaltă și nu am unde să pășesc. Probabil de asta nu mă lasă. Dar stai să văd dacă mă lasă să mai pun. Uite, și de jos de aici pot să... Da... E clar. Problem. Problem, Gogule, problem. Bun, și aparent acum nu mai am scara. Am dat scara jos sau ce am făcut? Da, mă, fii atent, bă. Bă, ești nebun. Stai. Stai că m-a prins aiurea acolo. Da, dar vezi că nu pot să mă urc sus, frate. Nu pot. Nu pot să mă urc sus. Aaa, ce nasol. M-am urcat pe zidărie. E dreaptă? Ia să vedem. Ia să vedem dacă e dreaptă. Hai, mă, că e bine. E bine rău de tot. Da, o să vedem data viitoare. Cel mai sigur aici trebuie să turnăm ceva beton. Dar normal ar trebui să cofrăm. Adică trebuie să avem ceva de susținere aici ca să putem turna beton. Acum sunt curios cum o să turnăm. Cum, ce dracu, arunc lopata de jos în sus sau cum? Nu știu, o să vedem data viitoare. Nu uitați de like, nu uitați de share și bineînțeles să vă abonați, dragii mei. Ne întâlnim așadar data viitoare cu un următor procedeu. La revedere, numai bine!